Domnilor și domnilor, am revenit la Agricultura la Raport. Le mulțumesc telespectatorilor pentru întrebările pe care ni le trimit pe pagina noastră de Facebook AgroTV minus Agricultura la Raport. De asemenea, vreau să le mulțumesc și celor care sună la numărul afișat pe ecran 031-405-2800. Vreau să adresez o nouă întrebare pentru invitații mei venite din partea domnului Flavius este din râmnii cu vâncea dumnealui și vă întreabă următoarele lucruri. Puteți să-mi spuneți pentru sumăsura 4.1 dacă un tânăr fermier cu exploatație nou înființată ar putea accesa această sumăsură? Înțeleg de la dumneavoastră că pentru 6.1 nu mai sunt bani. Înțelege corect, domnul Flaviu? corect, Spreci? dar și pe 4 uh -huh. nu, banii sunt aproape. Mă rog, ar trebui uh, să aibă un punctaj destul de mare la ora actuală. Plus că nu mai are timpul să facă exact. uh, proiectul acela de arhitectură pentru construcție. Îi ia ceva timp cu certificat de urbanist, cu toate avizele din spate și așa mai departe. Hey, nu am vrea să-l punem la o cheltuială uh, iure. Inutilă. Inutilă, da. Bun. Domnul Cătălin Preda din Bacău ne scrie următoarele. Am o întrebare. Este de începător întrebarea, însă am, am zis să încerc să vă scriu. Foarte bine am făcut, chiar dacă întrebarea Corect. e pentru cei care nu au foarte multe legături cu fondurile europene. Să îndrăznească toți telespectatorii să ne trimită întrebări, să se adreseze invitațiilor mei, pentru că știți cum e, pic cu pic putem să facem lucruri mari. Ce tipuri de fonduri s-ar potrivi pentru a începe o afacere cu nuci în sudul țării? E nevoie ca persoana care accesează fondurile să fie acreditată? Nu. Bun, să începem cu începutul. Cu începutul, bun. Răspunsul: nu și mai mult. Ovidiu, ca o video sau ca o mică paranteză, ceea ce din păcate noi anticipam lunile trecute când ne sunau foarte mulți beneficiari din diverse zone ale țării, că, mă rog, li s-au depus proiecte, că s-a venit în vizita, în control și așa mai departe. Cred că numai devreme de acum o săptămână și jumătate, două, s-a ieșit cu un, cu un comunicat de, de presă din partea firului cum că și au recunoscut că au fost beneficiari înșelați. Și că, de fapt, contractele de finanțare se semnează exclusiv la sediile AFIR și nu, adică s-a mers undeva cu șmecheria până la vină să semnezi contractul de finanțare sau venim noi la tine. Uh, mai mult am înțeles că s-au cerut și bani pentru, mă rog, pentru diverse lucruri puse în cârca afirului, adică că ar trebui să fie plătite către afir. Așadar, nu niciun fel de firmă de consultanță nu trebuie să fie acreditată, ar trebui dacă vrea să aleagă în funcție de zona unde este, eventual dacă vrea oarecare certitudine să intre pe site-ul afirului pentru că sunt câteva firme înscrise în, în baza de date. Dânso de făcut două lucruri foarte importante dacă vrea să depună pentru plantația de nuc. În primul rând, să aibă un studiu OSPA asupra terenului și, doi, să producă un proiect tehnic pentru cultura de nuc pe care dorește să o înființeze în zona respectivă. Acest proiect tehnic trebuie vizat de către Institutul de Cercetări de la Mărăcineni sau de către alte institute care se află în preajma dânsului de pomicultură, bineînțeles, să fie institutele. Pe baza Bun. acestor două uh, elemente foarte importante, construiește proiectul pentru finanțare. Bun, o altă întrebare venită din partea domnului Petrișor Adrian Lazăr. Întrebarea. E extrem de simplă. Probabil că și răspunsul va fi pe măsură dacă se pot face proiecte pe oi. Ar trebui să discutăm tot la fel într-o lună și jumătate, două, pe partea aceasta de zootehnie. Totuși, oile nu sunt foarte bine punctate, ovinele și caprinele nu sunt foarte bine punctate pe această parte. Cel mai... dacă ar fi să ne luăm după ceea ce a fost anul acesta, vacile au fost pe primul loc... Uh, și apoi porcii, păsările, o, păsările o, ovinele, dacă nu mă înșel, cred că nici nu erau punctate, dacă nu mă înșel. Pentru că, până la urmă, un video, totuși, de când facem emisiunea, mereu discutăm cam de două lucruri, ceea ce înseamnă SO-urile și valarea so dimensiunea exploatației, adică și discutăm până la urmă de punctaj, adică să fii realist în, în evaluarea proiectului șanselor, șanselor din, în, făcând această prescorare ca să știi dacă ai sau nu ai șansă. Totuși acum depinde din, din ce zonă este domnul acesta pentru că tot în această perioadă să zic așa de vacanță a fost promulgată legea muntelui ca să spun așa și urmează să iasă acele măsuri de finanțare pe ajutor de stat pentru zona montană unde acolo povinele sunt eligibile pe anumite proiecte Și atunci poate ar fi bine să le urmărească pe acelea. Este un paradox al fondului european pe care eu personal, ca și consultant, niciodată n-am putut să-l înțeleg, vis-a-vis -vis de abordarea față de oaie și capră. Știm foarte bine că cei care se ocupă de partea de vaci au avut facilitate punctajul cel mai mare. Cei care se ocupă de creșterea porcului sunt firme puternice, sunt firme chiar și europene, cu capital și așa mai departe. Cei care se ocupă de pasăre, este un domeniu care merge foarte bine, se vinde foarte bine carnea de pasăre, ne rămăsă să ne ocupăm de aceste două specii, capra și cu oaia. Nu știu de ce în PNDR-ul, care tocmai o să-l încheiem în 2020, nu am avut grijă de aceste două specii, părerea mea, cu o necesitate foarte mare de ajutorare cu fonduri europene. Marian, dacă îmi permiți, cred că aș putea să intervin eu aici. Dacă până la urmă ar trebui să știm că în momentul în care se elaborează un plan național de dezvoltare rurală, pe lângă partea pe care o face Ministerul Agriculturii, el este discutat și cu partenerii de, de dialog. Dacă în momentul în care s-a discutat cei pe pasăre și porc, știm că sunt extrem de puternici, cei pe vită la fel au început să fie extrem de puternici și extrem de vocali, dacă nimeni pe acest sector nu vine. Nu partea de oaie trebuie să recunoaștem și cred că o video știe la fel de bine ca noi pentru că a avut de multe ori invitați, sunt foarte divizați. Există foarte, foarte multe asociații. Corect, corect. Și n-au o voce unitară. Corect, dar pentru cum să spun, adică pentru ceea ce înseamnă a, ați obține până la urmă niște bani, pentru că discutăm obține, adică sunt divizați în Să te să... pentru drepturile Bun, adică domeniului tău. Divizarea până la urmă Așa. ține, discutam vis-a-vis -vis de domnul de la, din Slobozia Moară. Bun, probabil sunt între ei anumite orgolii de, de, peste care nu pot trece, dar pentru banii din PNDR, eu zic că aici nu a trebuit să fie o voce, chiar dacă vin, tocmai că e bine să fie 10-15 la discuții ca să poată să spună, bun, dați-ne și nouă măcar punctaj. Bun, haideți să mai stăm de vorbă cu un uh, alt telespectator. Bună seara! Bună seara, stimată, domnul meu, meu Angel. Da, vă ascultăm, domnul Stroi. Uh, și aș vrea să iau fonduri, sunt începător premier de capre. Ce proceduri trebuie să fac să iau fondurile? Pentru capre. Da. Aveți acum ceva? Da, 2, 36, 37. Da, bă, în primul rând că fondurile pentru zootehnie, exact ce discutam un pic mai înainte, da. sunt aproape ca epuizate. Da. Uh, în altă ordine de idei, ca să puteți să mergeți pe, acest, pe această specie, tocmai discutam un pic mai înainte, ea e o specie care nu este punctată la valoare ei pe aceste fonduri europene. Da. De aceea, asta spuneam un pic mai înainte, nu înțelegem nici noi de ce această specie nu are un punctaj adecvat importanței ei. Deci, și noi suntem consultanți privați, nu avem treabă cu, cu domeniul guvernamental, cu politica statului român da. și de aceea poate că nici nu înțelegem toate lucrurile acestea. Da. Și e, la ce proceduri trebuie să facem să ne băgăm la apia? Ca să vă băgați la apia, asta, procedurile sunt primăvara. Da. Și acolo trebuie să mergeți la cei de la APIA pentru că ei au procedurile pe care vi le pot explica. Da. da. Noi ce știm, știm așa politica în mare a APIEI. Da. La primărie. Poftiți? La primărie. Nu la primărie. Nu. La APIA județeană. ori zonal acolo, de care aparține da. comuna dumneavoastră, ori la cea județeană. Da. Da. De acord cu dumneavoastră, da. Bine, domnul Stroie! Da. Să trăiți o Să bună. Trăi și dumneavoastră și mult succes! Mersi, frumos! Doamna Doina ne-a scris pe aceeași pagină de Facebook, este din Comuna Măgura, județul Teleorman. Am accesat sub măsura 6.3. am primit prima tranșă, am achiziționat un tractor de 95 de cai putere și acum mi se cere autorizație de mediu. Ce este de făcut? Să se să facă un se face un memoriu, este un memoriu standard, își face un mic memoriu pe care îl depune la mediu. Da, dar trebuie să-i explicăm, doamnei Doina, ca Azi. să obțină această autorizație de la, de la mediu, mediu o să-i pună niște condiții, printre care una din condiții ar fi ori are un adăpost învelit unde depozitează tractorul, ori are o platformă betonată. Pentru că mediul nu îți dă altfel autorizația, considerând că apele pluviale, în urma ploilor, cu uleiurile și cu combustibilul de pe tractor, se pot duce în pânza de apă freatică. Mai mult ca sigur că are o platformă betonată, pentru că știu că Cafirul și este din 2000, mă rog, alocarea bugetară trecută, Uh, nu accept uh, Mă rog, achiziții de mașini Utilaje și echipamente Decât dacă ai o platformă betonată A fost un întreg scandal la un moment dat Și la un moment dat a fost o adresă O adresă O să cere autorizația după semnarea contractului da. Și atunci mai puțin interesează Ce ai avut înainte ci ceea ce ai Venind cu autorizația, autorizația de la mediu Noi îi spunem doamne Că ar fi bine să se pregătească da. Dar trebuie să facă, deci ca, ca și documentație, da, într-adevăr, îi trebuie autorizație, autorizație. Îi trebuie un aviz de la mediu, este ceva mm. standard, nu, 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 se, nu se așteaptă foarte mult după, doar pentru mașini, utilaje și, și echipamente. Da. Dar trebuie să facă, cum există un model tip de uh, documentație, un fel de memoriu în care spune cât poluează și ce poluează, adică euro... Probabil că este, nu știu Dar e foarte interesant 4 cum pe sumă sura 3 a reușit să ia un tractor de, de 95 de... de cai Probabil că exact. au pus, au pus banii Au mai pus bani de la, de, de la ei Nu mai așa Probabil Bun Haideți să stăm de vorbă și cu doamna Florica Crețu Din județul Vazului. Alo Alo, bună seara Bună seara, doamnă! am spus, mă numesc Crețu Florica Suntem da. o familie formată din 5 membri Să vă trăiască Vă mulțumim. Ținem o suprafață de. o lucrăm. Minim în jur de 10 hectare. Așa. Și un număr de animale. În jur de animale, O vini. Da? 160. Am înțeles. Bun. Și vreți să faceți un proiect, înțeleg, nu? Am ce să și noi un proiect. Dacă tot se discută de atâția ani, una, alta, am dorit și noi să ne dezvoltăm mai mult, dar nu reușim, nu știm la și instituții să apelăm. Probabil ce 10 hectare le aveți, l -aveți cu putem? furaj, lucernă, probabil, nu? Okay. Cele 10 hectare le aveți cu lucernă. Domnul, nu sunt toate cu lucernă. Dar ce aveți, ce aveți pe cele 10 hectare? Ce ați cultivat? Cernă, Bun. Părunt, floarea soarelui, Mix. iarbă din atret. Pentru animale, să aveți ce să le dați de mâncare, nu? Da, da, da. Cum suntem noi în Emira Covițu, din ce am putea supraviețui. Am înțeles. Ideea este că aici la ferma pe care dumneavoastră o dețineți, ar merita să accesați niște fonduri pentru tânărul fermier. Are cineva până în 40 de ani? Pe problema este că este fiul meu care are vârsta de 20 de ani și eu sunt toate trecute pe el. Și eu ca mama al Așa? Aș împlini vârsta de 40 în luna ianuarie. Dar el este student și am dorit să facem pentru dânsul, că noi înaintăm în vârstă și el în urmă și următorii. Studentul unde este? Da? Pe ce profil? Fiul meu pe ce profil este? Da. Ce studiază? Medicină veterinară. Medii. A. Ah. Păi, în cazul ăsta, doamnă... Merită să așteptați. Merită să așteptați. Poate nu este frumos ceea ce auziți acum de la noi, dar merită pentru anul 2021, când vin fondurile acelea pentru tinerii fermieri, că acum s-au epuizat, în care băiatul dumneavoastră odată va primi punctaj. Ce an este acum? Este primul an. Primul an. Mm posibil să... Nu, dar primește punctaj pentru partea de calificare, indiferent că n-a terminat facultatea la, la vremea da. respectivă, pentru dar are medic. specializarea. Tot din medii. Și Dacă atunci se păstreze... va putea accesa la acea vreme 100.000 de euro. Cu 100.000 de euro, altfel dezvoltați ferma dumneavoastră decât acum cu la ce aveți aici, v-ați încadra undeva la 40.000 de Sfatul euro. Sfatul nostru este chiar dacă spunem să mai așteptați de... Păi problema este că, cum ați spus dumneavoastră, până în 2021... Da? Din 2018 până în 2021 mai sunt încă 3 ani. Da. Nu vă contrazic mai un an de zile. Și să vă explic de ce. 2000, doar la 2000, an 2018, sunt doar anul 2018, suntem către sfârșit, de, deja discutăm de un an finalizat, doar 2019 va fi un an în care va trebui să așteptați, 2020 va fi an de pregătire a proiectului, pentru că dacă totuși gândiți-vă că, suntem, că banii Totuși, pentru această alocare bugetară sau primul an de alo a fost 2014. Suntem în 2019, au trecut deja patru ani unde se puteau depune. Adică, de data aceasta, să fiți primii să vă pregătiți. De ce zic? Anul, anul viitor, 2019, o să se cunoască cu exactitate sau mai mult ca sigur cam tot ceea ce înseamnă. Uh, definițiile pentru tânărul fermier, pentru absolut tot, pentru că în 2020 o să trebuiască să fie depuse programele naționale de dezvoltare rurală care să fie aprobate de Bruxelles. Este logica. În 2021, să zic pentru ianuarie, ele să fie în vigoare, deși calendaristic, într-adevăr, mai sunt 3 ani, efectiv este doar un singur an și după aceea să, să vă pregătiți din timp absolut toate proiectele. Știu că, iar, cum a zis colegul meu, nu, poate nu sună extrem de. Uh, să zic, poate un exact, dar sunt foarte mulți care au așteptat până în ultimul moment, nu au fost încrezători că vecinul, vecina, alții pot să obțină bani, nu și-au aranjat uh, actele, hârtiile cu terenurile, cu animalele, cu declarația la apia, cu declarația la medicul veterinar și, din cauza aceasta, nu au putut să depună. C Când le-au reglat, a fost deja prea târziu. Adică, eu zic să urmăriți în continuare și emisiunile noastră, pentru că cu, cu siguranță vom veni cu lămuriri și clarificări. Așteptăm în 2019, într-adevăr, ca țară și ca fermier și cei care, ca și specialiștii din agricultură, să vedem uh, sumele finale, uh, definițiile finale, ca după aceea, din 2020, să puteți să vă pregătiți absolut tot. Și în 2021, cum am spus, să puteți să depuneți. Să, să, să depuneți proiectul și, încă o dată, adică să fiți bine informat în momentul în care vor începe noile, noile fonduri. Pentru că acum încep să fie canale de informare, eu zic, foarte bune. Da. Deci, rămâne varianta valabilă din 2020. Pă, discutăm, de, discutăm până la urmă de 100.000 de euro care, totuși, așa cum mai mult ca sigur este anunțată să fie, totuși, 100% nerambursabil, discutăm de o sumă, totuși, considerabilă, cam pe orice domeniu, pentru un tânăr care vrea să înceapă, în 100.000 de, de euro, nu discutăm de tractoarele mari de 200 și ceva, 300 de cai, dar, totuși, un tractor mediu se încadrează fără nicio problemă cu. Nu mai vorbesc de animale, unde vă puteți dezvolta fără nicio problemă. Vă felicităm totuși aveți un mare avantaj. Gândiți-vă că băiatul dumneavoastră și o să aibă un mare avantaj pentru că totuși urmează o facultate de profil, atât în perioada 2007-2013, cât și 2014-2020, ceea ce înseamnă aceste studii, sub, mă rog, studii de profil s-au punctat este problema pentru studii de profil sau punctaj. Problema este că noi, în situația care există în județul Vaslui, în satul Emiracoviță, dacă nu insistăm noi ca părinți să facem ceva sau cu și putem, și în a doua rând, dacă ne ajută și Dumnezeu, pentru că agricultura este loterie, nu putem face nimic. Bun, doamnă. Da, mulțumim mulțumesc. pentru telefon. Sper că ați aflat lucruri interesante și informații utile pentru dumneavoastră. Da? Da, da, da. Vă mulțumim. Bine. Seară bună. Numai bine. Domnilor, haideți să mai răspundem pe final de emisiune unei întrebări venite din partea doamnei Elena Oprea din Găiești. Ne spune așa. Am 80 de puncte pe măsura 6-1. Până când se depune dosarul, mai rămân bani? Vă întreabă doamna nu Opre. Știm, nu știm. Este greu, este greu, video de estimat. Este greu de estimat. Bun. Câteva minute la dispoziție, câte o scurtă concluzie din, din partea dumneavoastră. Aș vrea să trageți înainte de a ne lua la revedere de la telespectatorii noștri. Concluzia acestei emisiuni, pe care eu personal o trag, este că ar trebui să fim foarte atenți, începând cu nouul PNDR, să oferim o mai mare atenție tinerilor fermieri, pentru că, din câte se observă, există o cerere mare de fonduri pentru a-i ajuta pe acești tineri fermieri și pentru a întinerii satul românesc. Plecând de la un ajutor pe care îl oferim tânărului pentru început, ulterior acesta poate dezvolta un business în agricultură care să-l ducă către o stabilitate în satul românesc, că vorbim despre satul românesc. Restul mai rămâne și îndemnul pe care l-am făcut și astă primăvară și acum unii dintre telespectatori și chiar dintre beneficiarii noștri le pare rău că nu l-au ascultat orice proiect de fonduri europene să începe cu un an înainte de a se lansa sesiune. Toată lumea așteaptă pe ultima sută de metri. Este cea da, mai mare toată greșeală. Lumea așteaptă, toată lumea așteaptă să vadă ghidul. Da. Ghidul, așa cum le-am spus-o de N ori, rămâne în proporție de 90 ceva la sută același. Numai niște mici criterii de selecție se modifică. Acelea pot fi adaptate la momentul lansării. Dar până atunci sunt o grămadă de pași care trebuie scurmați. Bine, Îmi pare foarte bine că din ce în ce mai mulți oamenii uh, se interesează de, de, de până la urmă de fonduri europene. Mă bucur, într-adevăr, că foarte mulți văd agricultura ca o alternativă de a se întoarce acasă, de a se întoarce în, în, mediul, în mediul rural. Um, ar trebui, într-adevăr, cum a spus, pentru alocarea în primul rând să urmărească cam ce măsuri au mai rămas, pe, pe ce măsuri au mai rămas bani și să se gândească dacă pot să facă ceva pe acelea, adică ceea ce, ce a mai rămas anul acesta și, și anul viitor și să se gândească într-adevăr în viitor și să-și înceapă din timp, din timp proiectele. Domnilor, vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați fost și în seara asta aici la Agricultura la raport. Le mulțumesc și telespectatorilor. Îi rog pe cei care nu și-au auzit mesajele citite să ne ofere toată clemența. O vom face data viitoare. Până atunci, toate bune, numai bine, rămâneți alături de Agrocorp.